Partidul Liberal Democrat din Moldova constată că decizia curții constituționale prin care Corneliu Gurin a fost restabilit în funcție de procuror general se înscrie în șirul de acțiuni partizane care au drept scop menținerea controlului unui partid asupra unor instituții ale statului. Astăzi, Curtea Constituțională a demonstrat încă o dată că interesele politice înguste pot fi puse mai presus decât votul popular. Prin șirul deciziilor luate, Curtea Constituțională plasează instituțiile statului în captivitate și încearcă să substitui atribuțiile constituționale ale Parlamentului, lucru inadmisibil într-un stat de drept, afirmă PLDM într-o reacție la decizia curții. Și președintele Nicolae Timofti a declarat că prestația din ultima vreme a Curții Constituționale, care a ales să se comporte ca un actor politic, este în contradicție cu toată jurisprudența constituțională de până în prezent.